și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca Ce se întâmplă, doctore? Cancerul de prostată afectează în fiecare an la nivel global peste 1,4 milioane de bărbați. Dacă sunt depistate la timp, tumorile maligne ale prostatei se pot trata cu succes. Aflăm în ce constă protocolul de diagnostic de precizie de la Bogdan Pârlițeanu, medic specialist urolog, șef secție urologie din cadrul Spitalului Clinic Sanador. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua și mulțumesc de invitație! Spuneți-ne în primul rând ce ar trebui să știe bărbații despre incidența cancerului de prostată. Despre incidența cancerului de prostată, bărbații ar trebui să fie înștiințați atât de medici de familie, cât și controlul la un medic urolog a ajuns deja numărul 2 în rata de incidența cancerilor la bărbați. Deci ocupă un loc foarte important și acest lucru se datorează, în primul rând, metodelor de diagnostic foarte bine dezvoltate și o multitudine de parametri de identificare a cancerului de prostată de la o vârstă mult mai fragedă, să zicem așa. Au început acum pacienții să le se recomande la vârsta de 50 de ani să își facă marcării pentru cancerul de prostată. Deja sfătuim pacienții care au un antecedente, și aici vorbesc antecedente familiale, părinți, unchi, rude de grad 1, cancer de prostată, îi sfătuim de la, chiar de la 45 de ani să înceapă verificarea anuală a PSA-ului, efectuarea de examene imagistice, și aici vorbim de examen de RMN, rezonanță magnetică, în momentul în care ceva ne este suspect. Testul PSA în ce constă? Se știe, este destul de popular și este și destul de simplu și accesibil. Exact, este un test accesibil care se face prin ecultare de sânge. Sunt câteva condiții de preferat ca pacientul să nu fie avut un efort înainte, să nu aibă infecție urinară sau să nu fie avut, de exemplu, în cazul pacientului mai tânăr, un contact sexual cu o zi înainte. Deoarece orice valoare crescută, și aici mă refer, de exemplu, la pacienții peste 40 de ani, o valoare peste 1 sau la cei de 60 de ani peste 2, poate ridica o suspiciune pentru un risc mai mare, neapărat că are sau că avea, dar poate fi un factor de risc. De altfel, orice valoare de PSA, de peste 4, deja începem să discutăm altfel cu pacientul și să vorbim de următorii pași. Care ar fi aceștia în momentul în care constatați o valoare suspectă a testului PSA? Trebuie subliniat în primă lucru, în prima fază, noi lucrăm pe lângă testul PSA și cu al doilea test, cel de free PSA, care ne poate orienta pentru un pacient o posibilitate sau o suspiciune de cancer de prostată. Pasul următor este să verificăm dacă pacientul are o infecție urinară, dacă o infecție poate asocia o creștere a PSA-ului, poate asocia o prostatită sau o inflamație a prostatei și atunci pacientul va fi suspect sau discutăm cu pacientul despre o suspiciune de cancer și efectul psihic asupra pacientului poate fi destul de devastator. Apoi, pasul următor va fi efectuarea acestui examen RMN, nu înainte de a face și un examen clinic. De aceea eu sfătuiesc pacienții când vin la consult pentru un examen clinic și ce se termină de obicei cu acel tușeu rectal, acea investigație clinică, ce poate ajuta medicul să se orienteze în cazul unui nodul prostatic sau ceva depistat atunci. În ce constă diagnosticul de precizie în cazul cancerului de prostată? Cum am spus, sunt trei, practic, trei marcări clari. PSA-ul, examenul clinic, dacă medicul îl simte ceva la tușeu, identifică un nodul, și examenul de rezonanță magnetică, mai nou acum rezonanța magnetică multiparametrică, cel va ajuta pe medic să identifice leziunile prin ajutorul imagistului, iar apoi punctia biopsie prostatică. Acea procedură minim invazivă, fără durere din punctul meu de vedere, care se face cu anestezie,
care poate identifica și ajuta un pacient cu cancer de prostată depistat în stadii incipiente. Știu că recent în cadrul Sanador dumneavoastră efectuați biopsia de fuziune. Aș vrea să vorbim puțin despre această investigație și despre avantajele pentru pacienții cu suspiciune de cancer de prostată. Odată ce mi s-a oferit această șansă de a începe fusion biopsy, cum se numește ea de fapt în termeni științifici, noi putem oferi pacienților cu suspiciune de cancer de prostată, cu leziuni mici, și vorbesc de aici de 3-5 mm, efectuarea unei puncții ghidate, atât ecografic cât și RMN, în același timp. Softul acesta și toată tehnica de fusion, folosind un aparat care aduce, suprapune imaginea de RMN pe imaginea reală ecografică, ne ajută și ne ghidează pe noi, astfel încât puncția va fi mult mai precisă, nu va mai fi nevoit să repete o nouă puncție prostatică datorită faptul că la prima nu s-a identificat nimic sau au fost doar leziuni suspecte sau leziuni care vor prolifera poate către un cancer, și atunci și numărul de puncții va fi mult mai mic. Pentru pacient va fi un beneficiu în ceea ce înseamnă sângerare, durere și recuperare apoi. Aș vrea să mai lămurim ceva. Este vorba doar de moștenirea genetică de pe linie paternă sau și anumite tipuri de cancere ale mamei se pot transmite mai departe la... De obicei, pe linie paternă.